Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de către instrumentiștii fanfarei Prahova. Aceștia s-au instalat în fața Palatului Administrativ pentru a aduce un strop de bucurie femeilor de ziua lor. Au fost multe doamne care s-au oprit să vadă spectacolul. Vi se pare ideea Consiliului Județean de a aduce fanfara pentru a da așa un aer de promenadă? Da, ne place foarte mult. Ne amintește de Slănic Moldova. Acolo era un chioșc, chiar vorbeam cu doamna, unde se cânta muzica din asta la fanfară și era așa o atmosferă antrenantă și era foarte plăcut. Dedicat doamnelor și domnișoarelor de ziua da. Lor. Da, foarte plăcut. Frumos, gest frumos. Este o surpriză plăcută, mai ales de 8 martie, că în centrul orașului Ploiești muzica inundă piața. Muzica este limbajul universului, este o matematică a sunetelor, este ceva care înnobilează. Știți, Kepler a descoperit pentru planeta Pământ care o melodie. De fapt, fiecare planetă are o melodie și pentru Pământ avem o melodie formată din două note, si, do, si, si, do, si. Asta este melodia. Și mă bucur că astăzi, de 8 martie, muzica unește sufletele. Drăguț, trebuia să ne și spună că erau aici mult mai multe. Foarte drăguț. E ceva inedit, da, îmi place. La mulți ani. Asta e bună, mulțumesc. Sănătate. Da, deosebit, frumos, încântător. Ne-am oprit tocmai pentru că am văzut că este fanfară. Și este ceva care nu vedem în fiecare zi. Da. Elevele clasei de balet ale profesorului Beatrice Petre au pregătit de asemenea un moment artistic pentru publicul spectator.